Polițiștii au efectuat la începutul acestei săptămâni perchezițiile la domiciliile a 5 persoane bănuite de braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma probatoriului administrat, polițiștii au reținut 2 persoane și au confiscat 4 arme de vânătoare deținute ilegal, peste 400 de elemente de muniție, trofee de vânat și alte obiecte utilizate la săvârșirea de operațiuni ilegale. Astfel, în urma perchezițiilor desfășurate de polițiști la domiciliul celor 5 persoane, au fost identificate și ridicate următoarele bunuri: 4 arme letale, din care una artizanală, calibre diferite, 430 de elemente de muniție, 2 aparate de sertizat, 60 de capse de aprindere, 48 de trofee, 3 piei animale, căprioară și lup, 8 exemplare de păsări împăiate, 11 crotalii, un binoclu, o lanternă pentru armă, un laser, punct luminos pentru ochi pe armă, 13 panoplii coarne de cervidă, 3 panoplii colți mistreț, o panoplie coarne capră neagră, o panoplie coarne țap, 10 colți de mistreț, o piele de lup, o piele de mistreț, blană de vulpe, 7 păsări de munte, toate naturalizate, 7 piei de jder și o capcană. Totodată a fost indisponibilizată, în vederea continuării cercetărilor și efectuării unei expertize biogenetice, cantitatea de aproximativ 20 de kilograme de carne de vânat.